nu știu dacă aveți la cunoștință, dar Partidul Național Liberal, la nivel central, a hotărât că, ca fiecare filială din țară să aibă o procedură internă pentru desemnarea candidatului pentru funcția de primar, de candidat la primar al municipiului reședință de județ, care se va desfășura în perioada noiembrie-decembrie 2018 până în a doua jumătate a anului 2019. Deci, de acum până anul viitor, în toamnă. A fost lista deschisă pentru toți colegii să se înscrie, am avut discuții cu toți cei care s-au înscris. În final, Biroul Politic Municipal a aprobat singurele două variante de proiecte, pentru că fiecare candidat era obligat să depună și un proiect, propuse la vot, și anume, pentru cursa internă, în acest moment, au fost desemnați Adrian Tavarac pentru a începe campania internă pentru o susținere în vederea candidaturii la primăria municipiului Brăila și cu Mihai Pascal, care este prim vicepreședinte al organizației municipale. Și vă rog. Sunt doi oameni noi. Astea au fost singurele două propuneri care au fost propuse la vot. Restul colegilor care au vrut, care n-au vrut, care și-au mai depus candidatura, au hotărât că cel mai bine este să mergem în această structură. Acești doi candidați și Adi, poate îl cunoașteți pe Mihai, nu îl cunoaște, dar îl veți cunoaște în perioada următoare. E important ce vrea să spună, ce vrea să facă și care sunt proiectele lui. Sunt doi oameni noi. Și asta contează cel mai mult. Sunt doi oameni noi care nu au fost angrenați în activitățile astea politice în trecut foarte mult, poate îl cunoașteți de un an de zile. Și chestiunea asta le dă, din punctul meu de vedere, un elan pe care noi poate nu mai avem la nivelul la care ar trebui, văzând toate mizeriile care se întâmplă și în Consiliul Local și în Consiliul Județean. Noi vom propune o reformă în ceea ce privește modul în care vedem administrația publică locală. La legea din 2020, noi vom veni cu altceva. Și încercăm să-i facem pe cei care ne urmăresc să înțeleagă, în primul rând, ca să poți să conduci administrația publică locală, trebuie să fii un om de bun simț. Deci, dragi și atent, acasă pleacă tot ceea ce vrei să construiești, să dezvolți mai departe. Atât. Și deci, decizia se va lua în vara anului viitor? Va mai fi un sondaj de opinii, mai sunt câteva etape, dar în momentul ăsta, pentru campania internă, Adi și cu Mihai sunt candidați care au și vrut și care au fost și votați de colegi, dar dacă vot în unanimitate,